Ai fost la Ministerul de Interne cu Jalbă. Da, și de la Interne și la Procuratură am scris. Polițiștii din Sângerie își fac de cap cum vor. Am intrat în primărie să după ajutor social pentru primărie Sângerie, da? Da, uh-huh. Și casa mi-au luat documentele, nu mă pot apropia de casă. Documentele, lucrurile, fratele a acaparat toată casa părintească și nu mă pot apropia. Cum mă apropii, poliția vine și mă încătușează și mă aduce la poliție. Apoi îmi dă drumul. Și iată, de data asta am venit să iau ajutor social. Și ce credeți, a venit iarăși și m-a încătușat și m-a dus la policlinică. Acolo a venit medicul de psihiatru și a întrebat ce e asta, mai vreți să o băgați? Și la Sângerei se întâmpla, la policlinică Sângerei, da, așa. Platon. Și aceștia au fost trei polițiști în civil, nu erau pe formă, erau în civil. Uh-huh. M-au tărâit, au... Asta când se întâmpla? Asta pe data de 23 a fost. Iulie? Da. Acum, recent? Da, așa. Și săptămâna asta. Pe urmă m-au dus la spitalul psihiatric din Bălți și am stat o săptămână și ceva, dar am dovedit de acolo să sun la Institutul pentru Drepturile Omului și aceia au trimis, au sunat, reprezentant. Poate că au trimis, dar au sunat și s-au interesat. Și da, și am fost eliberată, dar puteam să stau. Dar într-o săptămână ce? V-au ținut doar închis sau v-au aplicat și tratament? Nu mi-au aplicat niciun tratament, mi-au niște pastile de somnifere. Am înțeles. Și când erau și polițiștii acolo când m-a internat și șeful, medicul, psihiatru a spus că trebuie să-i scălești, că așa e procedura la noi, că vrei tratament. Mm-hmm. Păi eu nu da, vreau da, tratament, da, da, nu da. Trebuie să-i nu poți trateze fără da, voia matare, da. Putem, că ei t-au adus și noi trebuie să... Da, da, da. Au început, au scris diferite nebunii, că eu i-am bătut, că eu i-am bătut pe toți, pe fratele, pe mama, pe toți. Oho, au scris acolo și asta la... nu e adevărat. Și toate, tot dosarul ăsta el a dat și la medicul psihiatru din Bălți, secția 4. Victor Ivanovici. Bun, ați spus numele medicului, dar polițiștii știți cum îi cheamă? Unul din ei, Petrov Vasilie, doi, ăsta e prieten cu fratele Coș Iurii, că acela îl trimite totdeauna și că mai am încă un... Deci fratele folosește poliția ca să te închid. Da, folosește poliția. Și ai scris plângere, aici se ocupă deja Ministerul de Interne, da? Ocupă, dar la procuratură? Mă trimit iar la Sângerie, la Sângerie mi-au mai transmis că de fapt și polițistul Petrov Vasilie mi-a spus în direct că de unde te văd, te lichidez. Polițistul așa a spus, dar pe asta e grav, e penal. E penal. Știi de asta Procuratura Generală? Peste tot am spus. Te da. Lichidez, eu te lichidez. Mafia cu epoleț. Da, deoarece eu am scris la guvern, am scris la procuratură, peste tot am scris, pentru că eu cer locuință, am cerut să-mi dea de trei, pentru că eu sunt în stradă și nimeni, am fost la Maia Sandu de câte ori, am protestat la guvern, nici nu mă aud. Dar v-au primit în audiență? Cine? Maia Sandu? Nici nu vrea să aud. Dar vin consilierii ăștia care e acolo și nu m-a primit nimeni. Scriu și eu și gata. A, doar ați scris și niciun răspuns. Nimic nu se întreprinde cu mine. Eu stau în drum de zeci de ani. Fratele a acaparat tot și iată eu stau. Acaparat în baza unei hotărâri de judecată, nu? Unei hotărâri de judecată care s-au făcut cu ilegale, cu bani, pentru că eu la privatizarea pământului pe lângă casă n-am participat, nu m-a chemat nimeni, a făcut tot cu bani a trecut după ei și după mama, pentru că împreună cu mama ei au făcut toate astea după moartea tatălui și eu am rămas în drum și statul nu se interesează. De câte ori am scris poliția, iată ce măsuri ia poliția. Și acum ia ca și măsuri o luat, te-o băgat la psihiatrie. Da, psihiatrie și dacă mă mai arăt în Sângerei, iar sunt amenințată și să scape de mine. Cum? Am adică, înțeles. Acum ce să facem? Aducem toți, pentru că peste tot sunt bandiți, să-i aducem aici, să stea toți. Cortul și să facem protest, să ne apere Ministerul de Interne. Da. Ce minister dar atunci e? Că m-am adresat și la Maia Sandu și la Andrei Năstase. Nimeni, nimic, toți stau. Au treabă, s-o ocupați da, acum, poliția, cu de dezoligarhizare, au treabă. Statul de drept, cum spune el.